La 24 de ore de la aflarea veștii că vicepreședintele Curții de Apel Timișoara este implicat într-un amplu scandal de trafic de influență, pe holurile instituției încă nu este liniște. De când funcționez eu la instanțele din Timișoara și de când sunt purtător de cuvânt, noi nu am avut și mulțumim lui Dumnezeu că nu am avut astfel de situații. Prin urmare, atât imaginea Curții de Apel Timișoara, cât și a justiției române în general este afectată. Mai grav este că omologii lui Nicolae Cătălin Șerban spun că și imaginea lor a fost știrbită și speră că justițiabilii nu vor pune un semn de egalitate între ei și colegul lor. Eu întotdeauna am susținut și sper ca și de această dată opinia publică să aibă și cred că va avea totuși discernământul necesar, pentru că nu avem voie și nu trebuie niciodată să generalizăm. Sunt și avocați care susțin că Direcția Națională Anticorupție ar mai putea să facă o serie de dosare penale și pentru alți magistrați. De multe ori am spus că există judecători corupți, s-a adeverit de nenumărate ori, există în continuare. Partea cea mai condamnabilă este că există fenomenul infracțional în munca în justiție și forurile superioare se fac că nu văd. Cei mai afectați de scandalul de corupție sunt chiar justițiabilii, care nu mai știu ce să creadă, mai ales că și procesele lor ajung să fie analizate la Curtea de Apel din Timișoara. Există judecători corupți? O grămadă. Justiția este mânjită din cap și până în picioare. Nu există altă cale, numai banul. Decizia de suspendare din funcția de judecător și vicepreședinte al Curții de Apel Timișoara lui Nicolae Cătălin Șerban poate fi luată doar de Consiliul Superior al Magistraturii.